Astăzi îmi cer scuze, stau cu masca, da? A venit nou virus și regulamentar. Nu l-ați adus, dar nici eu nu l-am adus. Sau e ceva pe la echipă? Luci, da, pe asta vreau să spun că... Hai să începem. Ia, da, asta vreau să vă spun că am avut o problemă cu un jucător la început de săptămână, cu Gabi Torșe, care a fost răcit. Dar el e vaccinat, a avut boala, a făcut PCR-ul negativ, dar nu s-a antrenat. El astăzi o să fie primul antrenament care îl face cu echipa. Nicos la fel, nu s-a antrenat toată săptămâna. Astăzi o să fac un test să vedem dacă poate să fie măcar în lot. Revine Carp. Și singura problemă medicală este Spinoza, care încă nu vrem să riscăm. S-ar putea de săptămâna viitoare să intre în programul normal. În rest, toată lumea e pregătită. Astăzi intrăm în cantonament. Mâine plecăm spre Giurgiu. Și mergem să câștigăm, pentru că altă alternativă nu avem. Legat de adversar, bine, eu văd jocurile lor ca și un antrenor. Și se văd lucruri bune de când a venit Ionuț. E o echipă care joacă, care are curaj, care pornește cu o construcție de la portar. Care au avut momente bune în joc. Dar rezultatele nu au fost pe măsură și noi trebuie să fim concentrați, să ne respectăm adversarul. Aici nu e vorba deloc, nu e vorba de problemele care le au. Pentru că dacă îi respectăm, eu sunt sigur că atunci și rezultatul va veni. Nu pot să-mi permit ca și Dan Petrescu să spun că, Doamne, ce mare echipă e. Una e să fii pe primul loc și să joci cu ultima clasată și una care să fii aproape de cei cu care joci. Așa se întâmplă la noi, mai ales la noi, când joci cu o echipă care e în clasament, nu e pe o poziție bună. Jucătorii au tendința să relaxeze, să trateze meciul ușor și totdeauna au fost surprize. Dar la noi nu e cazul, pentru că ne suntem într-o situație delicată, nu avem nevoie ca de aia de puncte. V-a mai supărat pe cineva sau ne mai pregătiți vreo surpriză, ați mai pedepsit? Nu e vorba de pedepsit, e vorba de niște reguli, e vorba de disciplină. Asta nu înseamnă că am pedepsit pe un jucător. Trebuie să-i fac să înțeleagă că în momentul de față ei trebuie să fie la dispoziția antrenorului. Nu trebuie să supere nimeni. Lucrurile s-au rezolvat. Problema e la voi, că voi tot apăreți cu multe zvonuri. Ați luat toți antrenorii la rând. Le propuneți Dinamo. Ba că sunt doriți de cei din conducere, ba de jucători, ba de magazioneri, ba de bucătari. Și creați, și vă place să creați. Da? Vă supără că ați tot văzut nume din ziare? Poftim? Vă supără că ați tot văzut nume din ziare? Nu mă supără, că e normal când lucrurile nu merg bine, să vă gândiți să creați așa o atmosferă și mai ales în jurul lui Dinamo și tot îmi pun aia. Normal că rezultatele se decid în teren, se vor decide în teren. Dar nu, vă place, nu știu ce vă faceți voi dacă Dinamo nu o să mai fie, de cine o să mai scrieți? Dar la fel, dumneavoastră, nu vă gândiți că poate cineva din club? Nu există așa de ceva. Ați oferit prea multe, zvonuri de astea care nu au fost adevărate. Deci nu m-ați bunul de asta în ultima perioadă. Și mai ales înainte, mă mir, astăzi chiar n-am citit să vedem dacă n-a făcut ceva.
Lucruri bune nu se sizează, dar lucrurile rele imediat și dacă nu sunt, trebuie să le inventați voi. Asta nu vă zic ca un reproș, dar totdeauna am cerut să fiu respectat, dacă vreți să fiți respectat. Dacă nu, atunci și eu pot să mă comport ca și voi. Să vin la conferință, mă interesează doar de meciul de mâine, restul nu are rost să mai puneți întrebări, că nu vă răspund. Nu sunt schimbări la Dinamo, sunt însă la adversarea de mâine, la Clinceni. Se pare că veți întâlni un alt antrenor decât. Nu știu, chiar am citit prețul. Stoican. Da. E bine pentru... Și cât se schimbă? V-am zis că așa, luat individual, sunt jucători buni. Chiar sunt 2-3 care eu mi-aș juri, cu care unul dintre ei am lucrat și care e un jucător care poate să facă diferența, e vorba de omul. Luana l-a dus acolo, deci... Și eu l-aș fi dorit să am un jucător genul care în momente dificile el poate să aducă un plus, poate să câștige un meci. Mai sunt jucători acolo. E clar când apare un antrenor nou că există o reacție. Acum poate să fie pozitivă sau negativă. Și eu când la primul meci preluasem echipa cu o zi înainte, la UTA am condus 2-0 cu UTA, care e o echipă foarte bună în sezonul ăsta. Am pierdut în minutul 95. E clar că jucătorii vor avea o reacție și eu cred că pozitivă, că fiecare vrea să arate că merită să fie în lot, că merită să joace. Cei care n-au jucat intră și vor să arate că s-a făcut o greșeală cu ei. O, indiferent că era Ionuț, că era că e alt antrenor, e clar că și ei au nevoie de puncte și e clar că o să fie un meci greu. Totuși la Finge s-au găsit noi acționari, la Dinamo nu, din păcate. Păi, din păcate, păi ce a zis Leo Grozavo, ce a zis? E haos, nu vine. Nu e haos. Lucrurile de când s-a intrat în insolvență, lucrurile sunt eu știu, normale. Legat și de situația financiară, s-a aprobat și programul ăla de organizat de... Da, deci la noi nu-i haos, cum spun unii, dar așa se vede de afară. Și cu ajutorul vostru, bineînțeles, iară revii. A, e normal, când e vorba de Dinamo și de Rednic, normal că trebuie să... Trebuie să da așa, pofi. Nu, zi. Vreau să zic, asta cum vă simțiți, așa ca fost mai bine și antrenor la Dinamo, să jucați acest meci între penultima și ultima clasată, adică cum e pentru dumneavoastră ca senzație? La Dinamo e prima experiență. N-am mai trăit așa experiență. Chiar dacă în ultimul mandat al meu la Dinamo, toată lumea, locul nou, cea mai proastă clasare, dar nimeni n-a vorbit că chiar eu nu știam că sunt interesat să ieșim pe locul 7. Eu atunci, deja după etapa a treia, nu eram, deci nu mai aveam probleme ca să retrogradăm și atunci am dat posibilitatea la toți jucătorii sau cei care au jucat mai puțin, pentru că așa au vorbit de un proiect pentru anul următor în care să ne batem la titlu. Dar am început proiectul și după aia s-a dărâmat, ca la noi în România. Cei de la Clinceni au închis porțile pentru suporterii Dinamo? E o problemă pentru echipă? Eu v-am zis că e o problemă, că mai avem nevoie de suporteri și suporterii au fost tot timpul alături de echipă. Chiar e o problemă. Adică acum când avem posibilitatea și s-a dat drumul la suporteri pe stadion, acum se trezesc unii să închidă. Păi și pentru ei era bine, că puteau să mai facă, eu știu, niște bani. Da, asta e decizia lor, nu comentez, dar mie îmi pare rău că suporterii nu pot să vină la meci, pentru că e un plus pentru echipă și jucătorii sunt mult mai responsabili. De-aia și înainte de meciul cu Islanda am spus clar că altfel era rezultatul, 100% de ce era fel, pentru că echipa a jucat bine, dar dacă mai venea și presiunea publicului, vă spun eu că reușeam să mergem la baraj, dar nu ne-a interesat, ne-am trezit după, nu știu, după o lună. A fost târziu. Ne spuneați când a venit la Dinamo că mulți s-au ferit de postul ăsta de antrenor al lui Dinamo, fiind situația mult mai grea decât oricând. Credeți că acum s-a schimbat cu ceva,
de tot apar numele astea în stânga și dreapta care ar vrea să preia Dinamo până la... Păi nu știu, ei v-au răspuns că nu vor să preia Dinamo. Deci până acum nu l-ați nimerit. Normal că sunt cine nu și-ar dori să antreneze Dinamo, dar nu în situația asta pentru că responsabilitatea e mare. Poate să preia, eu știu, un antrenor care e la început de carieră și care chiar nu are nimic de pierdut și are numai de câștigat, care în CV, eu știu, a lucrat la Dinamo sau că a antrenat Dinamo. Nu e ușor, nu e ușor situația. Ce mă bucur că în ultima perioadă reacția jucătorilor a fost mult mai bună. Eu le-am cerut în primul rând să fie mai uniți, să nu înceapă, eu știu, străini români, că cine a venit, cine n-a venit, cu cine a venit, ei să-și vadă de antrenamente, să-și vadă de jocul lor, de sănătatea lor, să se protejeze, momentul când li se oferă șansa să joace. De asta e lideri, că nu avem lideri la Dinamo. Eu vreau, în afară de Torje, până acum nu am văzut un jucător care să se impună. Și în afara terenului și în teren. Deci am nevoie cât mai mulți, dar în primul rând am nevoie ca ei să facă diferența în teren. O victorie mâine ar debloca practic echipa? Normal, pentru că tot timpul aduceți voi aminte, că din august, că din august. Normal că o victorie îți schimbă multe și asta e adevărul și ca moral și o satisfacție că și până în perioada asta. Noi am pierdut alea două meciuri cum le-am pierdut, deci am fost foarte aproape. Și gândește-te și la moralul lor, ai avut punctele în mână și le-ai pierdut. Eu știu, o greșeală individuală, o greșeală colectivă. Și echipa a avut de suferit. Clar că băieții din punctul ăsta de vedere suferă și o victorie ar fi bună pentru toată lumea, inclusiv pentru antrenor. Porterii așteptă din ultimele 4 meciuri din acest an, măcar 7 puncte, e un scenariu plauzibil. Ținând cont de echipele cu care jos, dar nu-mi place să calculez. Eu le-am și spus, bă, luăm meci, sunt 4 meciuri. Meci cu meci, ăsta e cel mai important. Câștigăm pe ăsta și după aia vedem. Normal că mi-aș dori să luăm 12 puncte. Dar teoretic se poate. Nu sunt echipe, nu joci cu, eu știu, cu echipe care sunt clasate în primele 4 sau primele 6. La singura care e viitorul, dar nu știu, care sunt acolo și ei. Dar până atunci mai vedem. Dinamo Kiev s-a pregătit să înlocuiască pe Mircea Lucescu. E o veste bună pentru echipa națională? Păi nu cred că o să-l înlocuiască. De ce? Pentru că face o treabă foarte bună. Ar fi o greșeală, pentru că el de-abia a început acolo și nu cred, pentru că s-a discutat cu Nea Mircea de o colaborare din iarnă, deci chiar nu cred că se poate, nu știu, iar nu știu, e adevărat, vrea să fie, nu cred că, cum se schimbă? Așa, că a făcut de pe ceva, au anunțat că ar veni la Națională. A, lăsați-mă. A vrut să fie antrenorul de la Palmeiras și a refuzat. Nu cred că o să vină la echipa națională. Dar s-a discutat cu domnul Mișescu despre colaborare din iarna adică la Dinamo? Sau ce? Nu, vorbesc așa între echipe, între jucători. Da, între jucători. El e dispus să ajute și a zis că pot să ajute. Am un lot foarte, foarte mare și mie mi-ar conveni ca să împrumut unul sau doi jucători ca să joace. Eu asta văd colaborarea cu Nemecea și așa o să fie. Nu cred că Nemecea vrea să se implice în momentul de față la Dinamo sau la echipa națională. Eu nu-l văd la echipa națională. Îi place să fie zi de zi la stadion, deci nu să stea în birouri și să... Deci, nu cred că... Avem destui antrenori care poate să trăie ca național. Nu, primul rând mă protejez pe mine, pe voi și echipa. Nu avem voie să riscăm, acum mai avem două săptămâni. Și nu știm nimic de virusul ăsta, de unde vine, de unde ne lovește, cine îl aduce. Nu, nici vorba de așa ceva. Nu, e vorba că stăm aici, în încăperea asta închisă. Eu așa vă cunosc, dar eu știu unde umblați voi noaptea, după ora 9. Băi, da, nu vă e rușine. Ce ați făcut de ziua națională? Ați dat o masă la jucători?
Chiar n-am dat masă. Am dat o masă, dar n-am fost inspirat deloc. Și trebuia să le dau o masă de asta de mai liberă, nu masă de sportiv. Dar după au fost liberi, cred că fiecare s-a... acasă, că n-ai în situația asta unde să te duci, trebuie să evităm locurile aglomerate. Pe la televizor, asta la săptica până pe la 4. Ok, vă mulțumesc! Mulțumim și noi, baftă! Dar avem.